domnul Cimpoia. Domnul Ghiuță, haideți să vă dau răspunsul. Calitatea unui membru în comisie și țin să vă spun că contestațiile se puteau depune la data 22-a 4, deci sunt căzute din termen. În ceea ce privește incompatibilitatea la care se referă cei doi candidați asupra unor membri din comisie, s-au verificat aceasta și s-a constatat că toată lumea este compatibilă. Cine nu e mulțumit de răspuns, după aceea poate să facă mai departe. Mergem la licitație acum. Așa. La licitația de astăzi avem așa. Domnul, pentru lotul 1 s-au înscris la Bulziș, care în loc de ovine și capline, total suprafață 48 de hectare. Prețul de închiriere stabilit prin caietul de sarcini este de 380 de lei pe hectar, respectiv 18.240 de lei. Condițiile în care va avea loc o licitație sunt: prețul de închiriere stabilit prin caietul de sarcini este de 380 de lei pentru toate loturile. Pasul de strigare a licitației este de 10%, ceea ce înseamnă că pasul se calculează 10% din produsul preț pe hectar, ori număr de hectare. Pentru adjudicarea licitației, în cazul fiecărui lot, este necesar un număr de minim, un pas de strigare. Contractul de închiriere va fi încheiat la valoarea adjudecată la licitație. Licitația se face în funcție de suprafața de pășune disponibilă și proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație. Și spuneam că la lotul 1 s-au înscris domnul Cimpoia Gheorghe Adrian cu un număr de 530 capete ovine, Comănești Maria cu un număr de 682 de ovine și I.I. Comănești Ciprian cu un număr de 532 capete ovine. La 48 de hectare, necesarul de animale este de 336 de oi. Deci, prețul minim al licitației, am spus că este 18.240. Următoarea ofertă din partea dumneavoastră, deci trebuie să țineți cont de 10%, pasul de licitație. Ce oferă cineva? Cine oferă primul? Domnul Comăneci. Deci calculați de la prețul minim 10%. Sau puteți să mai mult, dar asta e minim. Păi, 20.064. Pune acolo, 20.064. Da. Mai oferă cineva mai mult? 25. Trebuie să calculăm. 25.
25.000, da? Da. Mai este altă ofertă? Da. Da. 21.888. Stați că sunteți sub ofertă, că domnul Cimpoi a oferit 25.000. A, 30.000. Păi nu. Treizeci și patru, comuneci. Doamna Cumăneci, oferiți ceva? Nu, nu. Deci, domnul Cumăneci Ciprian, 34 de da. 36, 500. Păi 42 nu-i 10%. Că eu am dat 41 și 42 nu-i 10%. Da, așa e. Trebuie să fie 24. Minim. Pentru că nu s-a respectat capaș și s-a mers pe sum. Păi da, dar asta n-am înțeles. Nu, eu vreau să fac capaș pentru prima dată, cu pașii, cum... Pasul de licitație este 1824 de lei. Minim. Păi și prima dată eu am făcut ca și pașii meu, dar... Păi am fost să iei în caută 2000 de lei, ca și cum ar fi și e sigur. Merg în 2000, în 2000. Da. Ca să nu mai s-o putem cu 1, 2, 3. Da, da. Păi da, dar deja s-a dat 42, da? Deci sunteți sub... Păi și acum ce, dăm iar licităm a doua oară? Păi nu, dacă domnul Cumăneci vrea să mai licitezi încă o dată. Păi cum să mai licitezi încă o dată? Păi să citați domnul Cimpoia. Păi a dat 42, da? Da, și se poate răzgândi, nu? Păi da, nu dau 45. Ce să nu înțelegi, da? Ca să se așteaptă. 47. Și am văzut.
Ultima sumă licitată este 47 de lei. 50. 60. Și aici 5. 670. Cât? 670. 67. 67. 67. De bine. Domnul Cipoia, câștigați lotul numărul 1 cu 70.000 de lei. Asta este. Trecem la lotul 2, Bulziș, Ovine și Caprine, tot 48 de hectare, este același preț de pornire, 18.240, au licitat PFA Ghiuță Gheorghe, Comăneci Maria și Comăneci Ciprian Costea. Da. Deci numărul minim de 336 de animale de lume. Da, cine deschide licitația? Da, dau 20 de mii. Sunteți sub din 2064. Da. 30.000 ca să vedem. 30? Da. 32.000. Și... A, 60. 65. Nu înțeleg 55.
70. 75. 80. Deci acasă n-am să faci.
160. Asta 69. 69? 62. 164. 166. 168. 170. 172. 174. 3, tot în Bulziș, Ovine și Capine, total suprafață 48 de hectare, prețul de închiriere stabilit prin caietul de sarcini 18.240 de lei. Lotul este licitat de Comănești Maria și Comănești Ciprian Costel. Îi trebuie la 48 de hectare 336 de ori. Nu mai știu nimeni, că noi... Da. Un pas. Da, mulțumesc. 20.064, da? Ce 174 de mii din urmă, domnul Iuță, se plătesc pentru toată perioada de 10 ani? Păi pe an. Pe an. 174 de mii pe an? Da. 174 de mii? 174 de mii. Pe an? Ori 10 ani? Da. Da. Deci prețul este pe an. Dar tu vinde pășunii pentru oi sau e vreo sondă de petrol? Da, fiecare un... Da, sunteți sigur că toți știu asta? Eu am făcut pe 10 ani și mi se părea mult, da? Dacă sunt mai mulți candidati, da. Am înțeles. S-a licitat. Da. Scuzați-mi pe... Domnul Comănești, mai licitați în continuare? Pentru lotul 3? Da, pe 5 și 6. Mai sunt două... Ah, deci renunțați aici la lotul 3. Da, eu am renunțat, rămâne exploatați deja. Deci, în lotul 3 este câștigat de doamna Comăneci Maria. Lotul 5 urmează.
urmează dealul Stânii, ovine și capine, total suprafață 30,911 hectare. Prețul de închiriere stabilit din caiet de sarcini este de 11.742,418 lei. Lotul este licitat de Ihulache Ioan, cu numărul 318 cape de capine, PTA Ghiuță Gheorghe, să vedem acum cât facem o scădere, Comăneci Maria, I.I. Comăneci Ciprian Costea. Hai să facem o scădere. Un pic să vedem... Da, numărul minim de animale este de 216 capete. Așa. Cine licitează primul? Da, domnul Zbălat. Stați așa, deci primul pas ajunge la 12.917. 12.000? 12.913. 14.000. Sunteți sub pas. Pasul este de 1174. 15.000. Deci ultimul preț este 22.000. Păi nu să ținem cu asta până la rând? Păi spun pentru cine urmează, dacă mai vrea cineva să liciteze. Nu știu.
Mai lucrează cineva? 50. Altă ofertă? 52.000. Mai licitează cineva? Da, 60. Am trebuit să spunem la rând toți sau vom sta la urmă? Nu! Nu, nu știu regula, dar... Am zis că trebuie să spunem fiecare, nu trecem din statul. Cum crezi? 60? Da. 60. Domnul Fudulache? Îți par mulți cam 60, nu? Lăsă-ți gata. Ai mai gândit. 62 din... Nu ușor.
100. Sunteți sub 4. Da, sub 4. Sub 4 sunteți. Este pasul 1174. Păi nu, am zis 100. Am 120. Dacă dânsul câștigător, mai are dreptul la albăt? Păi este următorul lot, 6. Păi da, dar se încadrează la efectul. Da, deci dacă îl câștigați pe ăsta, puteți să... V-ați înscris la licitație. Nu, nu, nu. De exemplu, dânsul a câștigat un lot, da? Îl câștigă și pe ăsta, se mai încadrează pe albăt? Păi da, pentru că s-a înscris la licitație și pentru lotul 6. A, depinde de animale acum, să facem scăderea. Ca să vedem... Câte animale mai rămân? Păi scădem, iar vedem. Este 34. 138, nu se încadrează. La lotul 6. Trebuie 216. Deci, domnul Ghiuța, înțelegeți. Deci, vreau să vă spun, deci, la mine sunt animale mari. N-ar veni să-l dau, dar 700, da? 700 mii, care vin pe jurnia de ora actuală, că nu sunt, nu suntem cu stabulații. Până la toamnă, când se vinde, ei sunt 1000 de bucăți, da? Deci, dumneavoastră, deci, v-ați înscris... Nu contează, cererea de bucăți, am 950 de bucăți. Deci, pe cererea dumneavoastră de înscriere, da, sunt 690 de grame. Da, cererea am făcut, nu nicio problemă. Da. Da. Acum noi... Noi da. Nu-i problemă. Dacă eu am spus tot 1000, aproape 2000, asta înseamnă ce fac? Să iau toată comuna asta? O să iei ce care problemă, nu trebuie nimănuici. Cum să respect? Luăm în considerare ce trebuie să încerc, da? Păi, bineînțeles, îi cer viață în fiecare. Da. Deci, da, vorbim, da, stai să nu vorbim unul peste altul. Dacă eu, câte oi mai trebuie să deplinez ca să merg la următorul, deci la următorul contract, la următoarea... Ar trebui să mai aveți 216 oi. Vă rămân o oi. Dar eu cred că răspunsul dumneavoastră la APIA scrie destul de clar. Nu știu, nu înțelegem legea. Dar APIA nu mi-a răspuns. Stați un pic, dar încărcătura optimă, pentru a licita terenul. Domnul Ghiuța, a citit amenajamentul pastoral? Ei, bine, da, gata, nu mai cu legea, legea o lăsăm. Deci ultima strigare este a lui Pepe Aghiuță, cu 120.000. Mergeți mai departe, domnul Comăneci? 140.000. Să pădurești mie o măletară. Deci, domnul Comăneci, e Comăneci Costel, să știi că lotul 5 costă 40.000. Nu mai am unii dreptul. În dealul stânii, ovine și caprine, total suprafață 30.9109 hectare, prețul de închiriere stabilit prin caiet de sarcini, 11.746,142 de lei.
Lotul este licitat de domnul I.I. Fudulache Ioan, P.F.A. Ghiuță Gheorghe, Comăneș Maria, I.I. Comăneș Ciprian. Necesarul de animale, 216 capete. Acum facem o scădere, ca să vedem. Dacă-mi voi să ne întrebăm, 140.000 de lei domnul Comăneștiu Sachin de pe an sau pe cei de pe an? Pe an. Cum asemnați asta acolo? Așa de. Da, cine face prima ofertă? Dată ofertă? 45. Deci domnul Ghiuța oferi 50.000. 52.000. Altă ofertă? 60. Deci, Comăneș Maria oferi 62.000. Da. 64. Treizeci și șase.
74. Deixa-se. Mă retrag. Domnul Fudulache? 90. Nu sunt nici dumneavoastră competiție, vă mai oferi și ceva? Nu. 98. Calculez pasul, că nu... Pune-ți 115, dacă nu. Thank you.
Deci ultima ofertă este a lui domnul Ghiuță cu 115.000. Deci au renunțat și ceilalți. Domnul Ghiuță câștigă lotul 6 cu 115.000. De astăzi s-au obținut un total de rezultate. Lotul 1 a fost câștigat de domnul Cimpoia Gheorghe Adrian cu 70.000 de lei. Lotul 2 în Buziș a fost câștigat de domnul I.I. Comănești Ciprian Costel. Lotul de domnul Ghiuță costă 74.000. Deci lotul 2. Lotul 3 a fost câștigat cu, de Comănești Maria cu 20.064 de lei. Lotul 5 a fost câștigat de I. Comănești Ciprian cu 140.000. Și lotul 6 a fost câștigat cu, de câte ori, pe Ghiuță Gheorghe, cu 115.000 de lei. Până pe 29.04 aveți termen de contestații, dacă cineva a constatat ceva legal sau neconcordat. După aceea, în termen de 3-5 zile, se vor încheia contractele, o să vă anunțăm când să veniți, că trebuie să le aranjăm. Și cu asta am încheiat ședința de licitație. Mulțumim. Thank you.